Stimați telespectatori, va cânta pentru noi din Brașov și intră furtunos în scenă Adriana Ciocan. Ce melodie ne-a... Da, hai să prezentăm colegii. Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Numele meu este Ciocan Floarea Adriana. Floarea mă cheamă după mamă și Ciocan după tată. Și Ciocan după tată, am înțeles. Credeam că după soț. Și fiindcă astăzi suntem într-o Dar nu sunteți frumoasă, căsătorită? Nu sunt căsătorită, aviz amatorilor. Ai, treaba e bună. Dragi telespectatori, orientați-vă bine. Așa. Aș vrea să fie un cadou pentru tatăl meu, că astăzi împlinește 71 de ani și spun la mulți ani. La mulți ani, că cu sănătate! Și pe mama, și pe tata, și pe soră, și pe toți prietenii mei și de fapt eu iubesc toți lăutarii. Pentru că fără ei n-ar fi viața frumoasă, dragii deci, mei. Mă iubește și pe mine, că și eu sunt lăutar. Da? Așa sau e. Nu faci vreo excepție, nu, cumva. Nu. Uite, eu cu permisiunea ta o să prezint fiecare, adică să se prezinte, mă dau aici, maestru la acordeon. Păi, la Ioan. Domnul Ioan, să știți, cântați foarte frumos și aveți un acordeon de marcă. Da, dar nu spunem acum ce marcă este. Daniel Ponciu. Daniel Ponciu la claviaturi. Și eu cu saxofoniști eu am treabă, domnule, eu cu saxofoniști am treabă. Haideți, hai să mergem la o plimbare amândoi. Așa. Mă rugăm să nu ne-l luați, prezent... să nu ne-l luați. Păi da, eu asta am vrut să-ți-l iau că îmi place. E băiat de aur, uitați ce saxofon Traian frumos Grancea. Are. Domnul Traian, facem un contract pe loc acum pentru o nuntă? Hai, hai să facem o demonstrație. Ce melodie ne cântați? Nașule, și având în vedere eu că... Eu sunt Nașu, să trăiască așa, Nașu, să trăiască Nașu mare. Nașu, emisiunii Ora Veseliei. Ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul, ești la joc.
joc, intră bărănașule, cât te țin pingele. Hai să ne iasă nașa mare, hai frumoasă ca o floare. Aseară când lătrau câinii, și-a dormit să răbăcinii.
și n-ai teamă de nume Orlilița, mă. Nu ți-a milă și n-ai teamă de nume Orlilița, mă. Dacă numezi multe rele, ochii îți vină ovați de ele. Ochii și sprâncenile facă lume rănile. Chircu și mai cum? Rodica Tidei. Rodica, cu R, vă place accentul meu, Rodica. Soțul cum vă spune? Rodica. Dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri? Vreau să cânt și să dedic aceste cântece pentru Poiana Mare, pentru comuna unde m-am născut eu, locuitorii din această comună. Cum se cheamă? Poiana Mare, lângă Calafat, de pe Valea Dunării. Așa, și melodiile? Se cheamă Fir de lână ca bujorul și Acuiești tu măi fetiță. Dar cu Gheorghiță n-ai nimic? Păi el este tatăl meu, Gheorghiță. Corect, atunci, pentru domnul Gheorghiță, aceste melodii și pentru toți telespectatorii noștri, televiziunea favorită, emisiunea Ora Veseliei, să fie distracția! Thank you.
fata lui Gheorghiță, dar nu mă cunoști, Iguță, eu sunt fata lui Gheorghiță. Mai ții minte, Niculiță, când veneai în grădiniță? Mai ții minte, Niculiță, când veneai în grădiniță? Ce era curată când mă sărutai cu ea? Ce erau buzele tale când mă sărutai cu ele? Neguță-n grădina ta, mi-am pierdut păsmăluța. Neguță-n grădina ta, mi-am pierdut păsmăluța. Și-a găsit-o mai gata și nu vrea să-mi-o mai dea. Și-a găsit-o mai gata și nu vrea să-mi-o mai dea. Și mă omoră că am ieșit la tine afară. Că mă bate măicuța, că mă bate măicuța. Mă bate și mă omoră că am ieșit la tine afară. Aplauze, aplauze! Mulțumesc, mulțumesc! O voce extraordinară. Mulțumesc. Iată, dragi prieteni, aici la Brașov avem o reprezentantă autentică a muzicii oltenești. Din Valea Dunării. Corect, că doar nu era de pe Valea Trotușului de unde sunt eu, da? Eu țin să precizez, Valea Dunării e deosebită. Corect. Ai spus că vrei să-mi faci, să-mi prezinți pe vreau cineva. Vreau să prezint, este președintele românilor din Timoc. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre această asociație sau organizație. Asociația Centrul Cultural Informativ al Românilor din Serbia, din Timoc. Românii din Timoc. 180 de ani fără de școală. Da, cultura păstrăm, identitatea noastră păstrăm. Știați sau nu știați, sora mea este căsătorită la Negotin și o salut în Serbia pe sora mea, Geta și pe Mișa. Cu această ocazie, iată că descoperim lucruri noi la această emisiune. Cum v-a plăcut evoluția artiștilor și în special a doamnei care a cântat aici înainte? Centrul cultural, dar și eu personal, cu mulți români colaborez și în America, și în Spania, și în țară, cu departamentul românii pretutindeni. Totdeauna sunt români și în Serbia, în țara noastră, și așa, cu toți artiștii, cu mulți care se ocupă cu cultura noastră, cu multe ansamblu în Timoc colaborez, cu românii din Banat, cu românii din toate părțile. Vă mulțumim foarte, foarte mult, Nelu Mareș, pentru prima oară la ora veseliei. Da, bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, bună seara tuturor și fiindcă această lună a fost plină de evenimente, foarte mulți apropiați care au împlinit oarecare vârstă. Și aș vrea să fac niște dedicații pentru mama mea care a împlinit o frumoasă vârstă și am și o melodie. Să vă trăiască! Mulțumim și dumneavoastră și tuturor. Pentru nepoțelul, cumnatul, nașa. Deci foarte mult v-am zis că s-au născut din apropiații mei. Pe cu nașa trebuie să ai grijă întotdeauna. Nașa, cumnatul, cum am zis, și nu, în ultimul rând soția mea, care la fel l-am primit. Cu nevasta nu te voi, șefa. Da, 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 da. Și pentru toți brașovenii, în mod special pentru băieții alături de care desfășor activitatea formația Reflux, pentru vecinii mei, toți consătenii mei din Măneciu, Prahova, verișori, cumnați, unchi, mătuși și pentru toți care mă cunosc. Felicitări! Ce melodie ne veți cânta? În primul rând aș vrea să precizez un lucru. Deci anul trecut am scos al doilea album. Primul album l-am realizat în 2004 cu orchestra Brădulețul din Brașov, căruia încă o dată îi mulțumesc foarte mult pentru
aportul pe care și l-a adus împreună cu dirijorul domnul Loții Bețe. Și al doilea album l-am scos, cum am zis, anul trecut, cu orchestra Ciocărlia, al cărui dirijor, după cum bine știți, Marin Alexandru, cărora la fel le doresc multă sănătate și putere de muncă. Voi cânta Dormei de unde am plecat, deci sunt plecat de micuț, așa cum spune și în cânte, din comuna mea, Măneciu, Prahova. Și ați ajuns la Brașov. Am ajuns la Brașov, deci sunt brașovean adoptat. Sunteți, prin intermediul televiziunii noastre, în toată Europa, televiziunea favorită este vizionată, am înțeles pe internet, chiar și în America, așa că veți cânta pentru întreaga lume. Pentru întreaga lume. Veți duce mesajul dumneavoastră românesc și a doua piesă, cum se cheamă? A doua piesă, N-am să uit, măicuță bună, după cum vă spuneam. Foarte special frumos. Pentru mama. Iar a treia, melodia care dă titlul albumului, celul de-al doilea, Teleajă-mi, te rog pe tine. Să ascultăm muzică de cea mai bună calitate aici, la Ora Veseliei, televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre. Aplauze! De unde-am plecat și de oamenii din sat, dor de mamă și surori și de grădina cu flori, de nepoți și de cunați și de bunicii plecați. Plecat de mititele, m-am descurcat singurel, cu credință-n Dumnezeu, am învins tot ce-a fost greu, dar acum sunt fericit, că Domnul mi-a dăruit și talentate, măi. Acum stau și mă gândesc cât o fi să mai trăiesc, să muncesc cu gând curat, pentru casă și băiat. O să muncesc în zadar, căci Domnul mi-a dat un dar, un băiat bun, iscusit, trebuie sprijinit de măi. Am să muncesc până-n mor, să-i creez un viitor, să-și aduc aminte când eu noi mai fi pe pământ, măi.
plecat de acasă, gândurile greu mă apasă. La satul meu dintre pruni, cu oameni harnici și buni, mi-e dor de mamă și tată și de prunul de la poartă. Doar de oamenii din sat, de care m-am depărtat. N-am să uit, măicuță bună, sfatul tău de la inimă. Mi-ai dat 7 ani de acasă și mi-a prins bine în viață. Oriunde voi fi în lume, n-am să uit de al tău nume. Mama tot mamă rămâne și la rele și la bune. Nimic nu e greu în lume când ai mai parte. Măicuța mi-a fost departe, de-acolo din depărtare, venea câte o alinare. Mamă-i mama numai una, ca măicuța ta niciuna. Și când n-ai mai fi în lume, n-am să uit de altă lume. La rele și la bune, mama tot mama rămâne. Mărăcine, te leagem, te rog pe tine, să duci vestea mea cea bună la măicuța mea pătrână. Că vine fiul acasă și-o să fie bucuroasă, că de mult ea mă așteaptă zi de zi plângând la poartă. Că vine fiul acasă și-o să fie bucuroasă, că de mult ea mă așteaptă zi de zi plângând la poartă. Leajă-n apă curată, limpede și bol curată, cu vestea la surioare, când vii la măneciun poale. Să pregătească de toate, așa cum scrie la carte, de băut și de mâncare, că mâine e masă mare. Se pregătească de toate, așa cum scrie la carte, de băut și de mâncare, că mâine e masă mare.
De-ntâlnește nata cale și pe mândruța din vale. Spune-i că o aștept să vină mâine seară pe la cină. Că vreau să o cer de mireasă și să o duc la mine acasă. Să facem o nuntă mare cum n-a fost acasă soare. Să avem naș cum se cuvine, lumea să se simtă bine. Muzica să fie aleasă și a mea mireasă frumoasă. Lucreția Olenic, dacă n-am greșit numele, bine ați venit. Bine, tot în aplauzele dumneavoastră, doamna Lucreția. Cu ce gânduri ați poposit la ora veseliei? Cu gânduri bune. Gânduri bune sau foarte, foarte bune. Bune? Foarte bune. Foarte bune. Bun, atunci. Din ce localitate sunteți dumneavoastră? Din orașul Codlea, județul Brașov. A, ei, Brașovul deja a venit cu... Forțe noi. Forțe noi, da? Ce melodie ne cântați, doamne? Măioane, măioanele. Dacă mai aveți ceva de spus, dacă nu trecem la cântat. Nu, doar atât. Mulțumesc. Doar atât? Haideți să o ascultăm și pe doamna Lucreția. Iar el să citească în cart, eu de tine să am pat, eu de tine să am pat, șai rai ram, tai rai ra ra ra. Măi Ioane, unde te duci? Mă duc mândră la butuș, mă duc mândră la butuș, mă. Să-mi fac casă și gărduț, să știu drag, să știu drăguț, să știu drag, să știu drăguț, mă. Să-mi fac gar și să-mi fac casă, să te trec pragul nireasă, să te trec pragul nireasă, șai rai ram, tai rai ra ra ra. Măi Ioane, măi Ionele, tu la gât să-mi pui mărgele, tu la gât să-mi pui mărgele. Lasă popaia șerșei, roagă-te la ochii nei, roagă-te la ochii nei, măi. I-am pi de jitinele, vin la mama din mășeri, vin la mama din mășeri, ce-ai rai ram, tai rai ra ra ra. Și mășeri din nevastă, și-amândoi am pașii casă, și-amândoi am pașii casă, ce-ai rai ram, tai rai ra ra ra. Foarte frumos! O să rog să vină în platou acum Gabriel și Gabriela. Ia să vorbim la microfon, să vedem dacă funcționează pentru... Bună seara și bine v-am găsit! Gabriela, ce voce caldă și frumoasă, dragi telespectatori! Bună seara, bine v-am găsit! Opa, nici n-am întors capul, au schimbat microfon. Băi, voi sunteți chiar profesioniști! Foarte frumos! Cântați pentru telespectatorii noștri mai multe melodii, am înțeles, da? Despre ce e vorba? Am înregistrat câteva melodii, unele din ele sunt preluate. Așa. Și ne-am gândit să venim la dumneavoastră și să... La studio la mine, la Onești? Da, venim și la dumneavoastră. Venim și la Onești, dacă mi-a promis să... Cum să nu, cu cea mai mare plăcere Gabriel. Venim la dumneavoastră. Așa, așa. Titlurile la melodic. Cârciumioară, sora mea. Așa. Firai să fii de bărbat. Asta nu, este dedicată tuturor bărbaților. Vorbește cu el asta, inclusiv așa. Soțului meu. Ia, spuneți-ne câteva cuvinte pentru telespectatorii noștri despre voi, ce mai aveți de spus. Și el poate vrea să spună ceva. Nu, numai tu vorbești. Bine de obicei? Bineînțeles. Nu? Nu? Nu, împreună vorbim. Împreună, dar nu amândoi odată, nu? Nu. Bun. Camera să salutăm toți telespectatorii, în primul rând familiile noastre, fetița noastră. Cum o cheamă? Andreea. Andreea, tot cu Andreea țineți așa. Felicitări să vă trăiască. Vă mulțumim mult la toată lumea, să le dăm sănătate.
Și noi vrem să ne luăm de treabă. Hai, la muncă atunci, fraților. Vă mulțumim. Mai găsesc, îți jur că te lecuiesc.
nevastă, ce gură ai, de pe lea cred că mă dai. Ia pensez de treaba ta, nu-ți mai fă inima rea. Eu sunt bun, nevasta-i rea, și-o aveam cu viața mea. De doi prinde ce-am să-ți fac, nici la popă nu ai lea. De doi prinde cu miciuna, nu te mai scapă niciuna. Ai nu fi așa de rea, că tu ești nevasta mea. Un nevastă-i rea, și-o aveam cu viața mea. De doi prinde ce-am să-ți fac, nici la popă nu ai lea. De doi prinde cu miciuna, nu te mai scapă niciuna. Ai nu fi așa de rea, că tu ești nevasta mea. Thank you.